În primul rând, toate hotărârile au fost luate cu votul reprezentanților administrațiilor publice locale dâmbovițene, cu o singură abținere. De altfel, de la înființarea Asociației Dezvoltare Intercomunitară Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița, toate deciziile, dar absolut toate deciziile, referitoare la colectarea, transportul, depozitarea și prelucrarea deșeurilor din județul Dâmbovița, au fost adoptate doar după ce membrii asociației au fost de acord cu acestea. Înainte de toate, pentru că se vorbește de echitate în aplicarea taxei de salubritate, trebuie să spunem că salubrizarea este o necesitate a întregii comunități, în baza unor acte normative și a unor obligații și indicatori de performanță impuși de legiuitor. Obligația noastră este aceea de a asigura funcționarea eficientă a serviciului, de la colectare până la depozitarea deșeurilor generate atât de utilizatorii non-casnici, cât și de persoane fizice din județul Dâmbovița. Facem acest lucru respectând ultimele cerințe ale legilor din domeniu, dar și a necesităților financiare, nivelul taxei despre care vorbim astăzi fiind stabilit astfel încât să asigure și să acopere costurile aferente prestației serviciului de salubrizare. Așadar, ca urmare a analizei asupra situației la zi în ceea ce privește cantitățile de deșeuri generate pe area județului Dâmbovița, a fost actualizat cuantumul taxei salubrizare pentru agenții non-casnici, urmând ca aceștia să achite această obligație direct la serviciul de taxe și impozite în cadrul unităților administrativ-teritoriale de pe raza localității unde și-au sediu, punctul de lucru sau locul unde desfășoară activitatea. Referitor la comentariile apărute în spațiu public, potrivit cărora în alte județe tariful este de 100 de lei pe tonă, dorim să le comunicăm faptul că doar taxa pe economia circulară este de 190 de lei pe tonă, sumă care se constituie venit în conturile administrației Fondului pentru Mediu. Astfel, în județul Dâmbovița, tariful total de 700 de lei pe tonă este compus din 340 de lei tarif serviciu de colectare și transport, 170 de lei tarif serviciu de depozitare, tratare și sortare, 190 de lei valoarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare. Tariful pe tonă în județul Dâmbovița se încadrează printre cele mai scăzute tarife din țară. Și aici pot să vă dau câteva exemple. Vâlcea, unde se plătește 1145 de lei pe tonă. Târgu Mureș, 1000 de lei pe tonă. Cluj, 985 de lei pe tonă. Maramureș, 834 de lei pe tonă. Bacău, 720 de lei pe tonă. Brăila, 726 de lei pe tonă. Ca totul să fie clar, să vorbim în cifre și cantități, cantitatea totală de deșeuri generată anual în județul Dâmbovița este de aproximativ 190.000 de tone. Conform Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor și studiile efectuate de către ADI Dâmbovița, totalul cantității de deșeuri generată de persoanele fizice din județul Dâmbovița este de 101.000 tone pe an. Diferența de aproximativ 90.000 de tone pe an este generată de agenții economici. Din păcate, în ultimii ani, din 66.000 de agenți economici, doar aproximativ 3.000 au plătit acest serviciu, adică 4,55% din totalul persoanelor juridice. Asta înseamnă că 63.000 de utilizatori non-casnici din județul Dâmbovița nu au achitat un leu pentru acest serviciu, deși acestea generează deșeuri. Este profund incorrect și imoral ca populația să suporte costurile de colectare, depozitare și tratare a deșeurilor generate de agenții economici, care, la sfârșitul zilei, efectiv aruncă aceste deșeuri în punctele de precolectare destinate utilizatorilor casnici. Cel mai elocvent exemplu este cel al magazinelor de la parterul blocurilor de locuințe sau al celor care au magazin în aceeași curte cu locuința, iar acest lucru echivalează cu o presiune mai mare asupra costurilor care ar trebui să se răsfrângă tot asupra dâmbovițenilor care lună de lună achită taxa de salubrizare. Revenind la echitate, ADI, Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița și reprezentanții tuturor primărilor în asociație am considerat că este mai mult decât normal ca utilizatorii casnici să nu fie împovorați cu o creștere substanțială a taxei de salubrizare pentru că agenții economici s-au sustrat de la plata serviciilor de salubrizare. Acesta este principalul motiv pentru care a apărut necesitatea actualizării taxei pentru utilizatorii non-casnici. Așadar, în vederea stabilirii taxei salubrizare, utilizatorii non-casnici au obligația depunerii pe propria răspundere a declarației de impunere. Aceștia vor achita o taxă de salubrizare în mod diferențiat, conform specificului activității, al numărului de angajați și suprafeței pe care își desfășoară activitatea. Se vor completa declarații de impunere pentru sediu principal, secundar și pentru fiecare punct de lucru.
Ca urmare a depunerii declarației de impunere pe parcursul, pentru anul în curs, pentru sediul principal, secundar, cât și pentru fiecare punct de lucru, utilizatorii non-casnici vor primi de la OATE decizia de impunere ce constituie înștiințare de plată și care se va și în care se va specifica valoarea taxei de salubrizare. Cuantumul taxei de salubrizare are termen de plată lunar și va fi achitată în primele 15 zile ale lunii în care se efectuează prestația. Menționez că la momentul implementării taxei s-a ținut cont, și aici am să vă dau un exemplu, agricultorii care au puncte de lucru pe terenul fără construcții, în speță tarlaua unde se desfășoară activitatea, sau de cei care au sedii și puncte de lucru închise și nu desfășoară activități, aceștia nu vor datora taxa de salubritate. Scutirile se acordă numai în baza declarației de impunere, completate de către reprezentanții legali ai utilizatorilor non-cazici, însoțite de documente justificative, certificat constator de arestul comerțului, adeverința ANAF sau alte documente, care se vor depune la unitatea administrativ-teritorială în raza căreia se desfășoară activitatea. Astfel, ținând cont de cele menționate mai sus, voi oferi și câteva exemple de utilizatori non-casnici și valoarea taxei ce va fi achitată conform indicilor de generare pe tipuri de activități. Un restaurant sub 10 mese va plăti 300 de lei pe lună. Un restaurant între 10 și 30 de mese, 1000 de lei pe lună. Aici pot să dau exemplu restaurantele de pe centrul vechi din Târgoviște. Patiserii, cofetării, 300 de lei pe lună. Un bar, 150 de lei pe lună. Și unitățile de vânzare cu amănuntul, de suprafață mică, din magazinele, alea uzuale, 150 de lei pe lună. Fac apel la responsabilitate din partea agenților economici din Bovițeni și la simțul civic al acestora. Pe lângă faptul că doar în acest moment și cu achitarea acestei taxe putem vorbi de echitate față de persoanele fizice din județul Dâmbovița, trebuie să înțelegem cu toții că serviciile de salubrizare reprezintă o prestație și o prestație care trebuie plătită. Vă mulțumesc! Ok, domnul. Dacă aveți întrebări pentru domnul administrator public, că a făcut o prezentare tehnică ca să înțeleagă toată lumea, da? Era nevoie de această prezentare pentru că observ în ultimul timp mulți au început să iasă în spațiu public și să folosească acest subiect din punct de vedere politic. Și nu este cazul. Aș vrea să vă spun de la început că dacă noi am fi gândit-o din punct de vedere politic, vă spun foarte clar, această taxă noi introduceam în anul 2024. Dar cred că este o normalitate. Da? Nu este normal în Dâmbovița să avem peste 60.000 de firme și să plătească aproape 3.000. Dar de ce nu s-au făcut controle până acum? A zis domnul director că sunt magazine de cartier care duc noi așa. De ce nu s-au făcut controle? De ce nu au fost obligați ei să plătească? De ce o firmă care are doar sediu social? Iau exemplul nostru. Edităm un ziar online. Avem sediu social, nu avem punct de lucru, nu lucrăm nicăieri, lucrăm aici, la dumneavoastră. De ce trebuie să plătesc eu o taxă de habitat, o taxă de salubritate, nu duc noi nicăieri? Doi, dacă eu sunt o singură persoană și am o firmă, plătesc 50 de lei, să zicem. Dacă suntem doi în aceeași firmă, plătem 150. Unde e echitatea? Da, și dacă sunteți 5, tot 150 de lei plătiți. Păi da, dar mi se pare, când a fost taxa de salubritate pentru persoane fizice, zice să fie solidaritate. Ăia care sunt 20 în casă plătesc 32 de lei ca ăia care sunt 2. Acum la firmele alea mici ce să facă? Să le suporte taxa de gunoi pentru alea mai mari? Că au mai mulți angajați? Totuși, de ce nu s-a făcut o dezbatere mai generală? Că e o problemă totuși. Obligativitatea încheierii unui contract sau plata unei taxe de salubritate este obligație legală, prin legea salubrizării 101, absolut toți utilizatorii non-casnici. Nu, domnul Ger, ok, pot să accept să plătesc o taxă, să se pună o taxă minimă pentru toată lumea. Dar eu lucrez aici, la dumneavoastră, mă duc, iau telefonul și v-am ascultat, v-am pus niște întrebări și scriu ceva. Unde am provocat gunoi? Unde îl duc? De ce trebuie să plătesc? Și de ce dacă suntem doi, plătim 150, de ce plătim, de exemplu, 100 doar? Adică, hai, de la 1 facem 2. De ce? Și ăla care sunt 10, de ce plătesc tot 150? De ce eu trebuie să plătesc la fel ca un bar 150 pe lună, în condițiile în care ăla, într-adevăr, procește cu noi? Are un punct de lucru undeva. Eu nu am nimic. Aveți sediu și ceea ce... Am dat declarația cu mea răspundere că nu lucrez la sediu. Mi s-a spus de acolo că nu crede că există o subire, că nu există în hotărârea de așa ceva. Vreau să spun și eu câteva cuvinte. Da. Sunt anumite lucruri care trebuie să fie reglate. De acord, am acceptat ideea aceasta de la început. Nu, pentru că
se va face cu suprasolvire. Asta înseamnă că în situația în care se scade o taxă, dacă s-a plătit deja, suma respectivă rămâne în contul contribuabilului respectiv. Deci nu, lucrurile astea se vor regla. Adică nu este târziu. Asta vreau să spun. Și va produce efect de la început. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, da, sunt anumite zone în care taxele vor fi regândite, plecând de la, inclusiv de la aspectele pe care le-a sesizat aici, sunt și zone, nu știu, spre exemplu, pe baruri. Eu cred că ar trebui să plătească mai mult. Asta e opinia mea, cel puțin. Și pe zona de supermarketuri, de asemenea. Iarăși, aici va fi o regândire a aranjării cumva taxelor pe tipuri de activități. Într-adevăr, vor fi avute în vedere și vor fi reconsiderate taxele pe PFA-uri, IE-uri și așa mai departe. Deci lucrul acesta va fi făcut. Mai departe, că trebuie plătit acest serviciu, cred că toată lumea e de acord. Și a spus domnul director aici că una din probleme este și aceasta, într-adevăr, utilizarea pentru deșeurile produse de anumite persoane juridice, nu de toată lumea, a punctelor de precolectare din spatele blocului. E, acolo se generează o cantitate suplimentară de deșeuri care nu a avut până acum corespondent în costul acelui sau în suportarea costului acelui serviciu. Da? Se ducea, se cântărea și după aceea se factura pe unitatea administrativ teritorială, deși în containerele respective erau deșeuri produse nu de persoanele fizice, pentru că în momentul de față avem această taxă pentru persoanele fizice. Bun, aici vom regândi situația. Mai departe, decizia de sau declarația. Declarația o va face contribuabilul. Da? Vor exista discuții. Nu se poate să existe o comisie, dacă eu am declarat că am activitatea acolo. O comisie merge nu, pe numai și... În această situație se poate obține de la Registrul Comerțului o adeveriță prin care... Că nu aveți activitatea acolo. Numai puțin. Ne vom gândi și la situația în care este sediu în apartament sau în... Deci am spus că vom regândi această taxă. Doi. Dar am spus că nu se produce niciun fel de prejudiciu. Așa am început. Aș avea și o întrebare care poate lămurește unele lucruri. În anexa de hotărârii, la articolul 2, spune că persoanele juridice și le enumeră, care desfășoară activitatea pe raza municipiului Târgoviște și au în proprietate clădiri. Este... Așa e formulare. Este o formulare care nu va rămâne în... De ce? În hotărâre. Pentru că nu are corespondent în hotărârile ADI-ul. Potrivit regulamentului ADI și de gestionare a acestui serviciu, hotărârile ADI sunt obligatorii pentru unitățile administrative teritoriale care au delegat serviciu. Și atunci va trebui ca această restabilire cumva a nivelului de taxe se facă la nivelul întregului județ. Și n-ar fi incorrect, adică ar fi o dublă taxare într-o clădire unde are activitatea și o persoană fizică și una juridică, deja pe... Am spus că ne vom gândi la aspectul acesta și vom reevalua.